Nicolae Ciucă rămâne premier deocamdată, nu pleacă din fruntea guvernului până nu dezamorsează criza socială. Coaliția a luat decizia după zile în șir de consultări politice și negocieri ratate cu profesorii greviști. Surse PSD spun că problema trebuie rezolvată în cel mult o lună, altfel Parlamentul intră în vacanță și nu mai poate să dea votul de încredere cabinetului Ciolacu. În scenariul PNL, rocada se face însă la toamnă. În ziua în care mandatul premierului trebuia să se încheie, anunțul de la Palatul Victoria a fost altul. Am convenit ca până la soluționarea acestor probleme să nu îmi depun mandatul și să-mi asum în continuare responsabilitatea funcției de premier. Discuțiile de aseară dintre cei trei lideri ai coaliției s-au terminat aproape de miezul nopții. Au continuat dimineață și s-au terminat cu aceeași concluzie. Nu este momentul să respecte protocolul asumat și să schimbe acum premierul. Înaintea discuțiilor politice, trebuie să ne asumăm împreună rezolvarea problemelor majore din societate. În această perioadă de când suntem la guvernare, am avut, sigur, între ghilimele spun, multe incendii. Cu o mână am stins incendiile, cu mâna cealaltă am construit. Coaliția vrea să soluționeze criza din educație în 2 săptămâni, iar PSD să treacă la guvernare. În 2 săptămâni vom avea răspunsul dacă își vor asuma responsabilitatea sau vor încerca să își protejeze șansele electorale în speranța că anul 2024 va marca o schimbare totală de model, în care PSD va câștiga toate alegerile, inclusiv cele prezidențiale. Se încheie o săptămână de foc, timp în care toți ochii au fost pe guvern. Se încheie criza, se schimbă premierul. Atenția se mută însă acum dincolo de ușile de la Palatul Victoria, iar surse politice susțin că rocada se poate face până la finalul sesiunii parlamentare, iar pe noile planuri UDMR rămâne cu mediul, dar și cu Ministerul Dezvoltării, iar la justiție ar putea fi numit un independent, cel mai probabil o femeie. Problema e că, susțin politologii, această criză arată că România e gata oricând să cadă în prăpastie. În final, câștigătorii vor fi extrema dreaptă și inamicii României. Principalul perdant în acest moment este PNL-ul, este președintele Iohannis, pentru că este proiectul său. Pentru că era moștenirea sa, era proiectul pe care voia să-l lase României, pentru că aceasta să funcționeze altfel. Politologii cred că această criză socială s-ar putea amplifica până în punctul în care blocajele pot face imposibilă schimbarea premierilor, ceea ce ar însemna un semnal negativ pentru România pe plan internațional.